Neața, bună dimineața! Sunt Patricia Pop, prima persoană care traversează țara la volanul unui tractor, iar filmările realizate în Parcul Natural Lunca Mureșului din Arad mi-au trezit amintiri legate de momentele copilăriei, când hoinăream cu familia prin munți, când, la umbra pădurii pe cărările abrupte, imaginația lucra în liniște și țesea povești neștiute. Am avut ocazia să vorbesc despre pădurile județului Arad cu un reprezentant al Regiei Naționale a Pădurilor, Rom Silva, chiar înainte de a încheia popasul nostru în Parcul Natural Lunca Mureșului. E aproape seară, suntem încă în Parcul Natural Lunca Mureșului, iar invitat special este domnul Gelu Zdrenghea, reprezentant al Regiei Naționale a Pădurilor, Rom Silva. Să vorbim totuși și despre păduri, să nu plecăm din acest areal minunat, fără să vorbim și despre pădurile județului Arad. Deci este o areă naturală protejată în care agricultura, mai mult sau mai puțin, este totuși o agricultură cu o serie de substanțe, cu o serie de prelucrări. Zona este o zonă care, din punct de vedere și industrial, este dezvoltată și nucleul a ceea ce e perceput a fi natural este reprezentat de fapt pădurea. Ne-am obișnuit să vedem și să acționăm în pădure ca fiind bunul nimănui. Să vorbim despre pădure doar dacă o putem transforma într-o campanie politică și sporadic ca apărători a ei. Pădurea, chiar dacă are un proprietar privat sau de stat, este un bun comun, o avuție a generațiilor care vremelnic se perindă pe fața pământului ca beneficiari direcți, conștienți sau mai puțin conștienți de tot ce dăruiește ea. Am întrepătruns sunetul chitarei cu acest dialog tocmai pentru că aș vrea ca pe parcursul acestei discuții să vă trimit cu gândul cumva, poate la anii copilăriei, adolescenței sau tinereții, când pădurea însemna locul de popas, excursiile cu prietenii, colegii sau familia, taberele cu cortul, focul de tabără și sunetul chitarelor. Ce suprafață are județul Arad? În județul Arad, în total, undeva la 214.000 de hectare, din care proprietate publică a statului sunt 101.500 hectare. Deci, proprietatea publică de stat reprezintă 48% din suprafața fondului forestier național din județul Arad. Parcul acesta reprezintă perla pădurilor pe care le deține Aradul sau cum o priviți? Din punctul meu de vedere, în primul rând, avem o arie naturală protejată, Drocea, care văd ca valoare, într-adevăr, ca suprafață este mai redusă, 262 de hectare, o arie protejată care are ca specie gurunul și pagul. De exemplu, aici e o arie protejată, parcul, ca suprafață întreagă, inclusiv parabil, are undeva 17.000 de hectare, cuprinde toate pădurile aproape din 6 UP-uri, suprafața 5 unități de producție de la ocolul Iuliu Moldovan. Este o arie naturală protejată, parc natural, care s-a constituit pe fondul unor habitate naturale bine dezvoltate, conservate în primul rând, dar puțină lume știe că de fapt 26% din suprafața pădurilor are caracterul de pădure naturală. Restul sunt păduri artificiale. Stejarul care îl vedem aici, în mare parte, sunt păduri artificiale create, plantații. Plantații realizate de Regia Națională a Pădurilor sau și de privat? Nu, este o muncă de generații. Primele amenajamente care am găsit pe zonă, undeva la nivelul anului 1908, din perioada austro-ungară, pe urmă pe amenajamente din perioada interbelică și pe urmă toate amenajamentele din 56 în coace. Tare mult aș fi vrut ca acest dialog să fie în natură, însă ploaia nu ne-a lăsat. Natura și-a luat dreptul și am fost nevoit să ne adăpostim pe terasa Parcului Natural Lunca Mureșului. Chiar și așa, seara a fost agreabilă, alături de prietenii parcului și rangerii care s-au asigurat ca noi să avem o ședere plăcută și amintiri de neuitat. Ceea ce am văzut, într-adevăr, o formă de
administrare, de conceperea unor amenajamente. Amenajamente sunt niște lucrări care, în care se prevăd lucrările pe 10 ani de zile. De fapt, de ce s-a creat parcul natural și area protejată? Fiindcă era o recunoaștere a unor arborete, a unor habitate care aveau aspect de caracter natural, dar foarte importante din punct de vedere a biodiversității, care se regăsea, culmea, într-o zonă cu foarte mulți factori antropici cu presiune. Cu toate acestea, după, să zic, după 100 de ani de administrație clară, silvică, indiferent sub ce regim, în ce state și cu perioade foarte grele, perioada primului, celui de-a doilea război mondial, inclusiv perioada comunistă, în 2004 se recunoaște că în zona asta sunt niște arborete valoroase. Dar spuneți-vă, dacă am analizat ultimii 30 de ani evoluția pădurilor, care este? Pădurile sunt în declin sau sunt din contră în creștere, la suprafață? Întotdeauna se... Aș vrea să știu cât de mult se exploatează aceste păduri. Într-adevăr, sunt, și vorba aia, că nu există păduri fără uscături. V-aș spune un alt aspect. Întotdeauna când se vorbește, vai, avem în Europa cel mai multe păduri naturale, habitate, bun, e meritul la toată lumea, mai puțin a silvicultorilor. De ce? Fiindcă silvicultorii, așa s-a creat o imagine în care bandiți hoți. Mi-a zis, întotdeauna nu există pădure fără uscături. Dar toate arboretele astea vorbesc de... Să nu zic de administrație silvică, că e așa o formă din asta, un corp silvic, corpul silvic însemnând de fapt niște oameni, un grup de oameni, de specialiști. Și ăștia au contat. Pădurea, așa cum o vedeți și cum ați dus în zona parcului și ați văzut, e poate sacrificiul unor oameni care au avut nume, dar nu-i cunoaștem sau de care nu vorbim. Să știți că ăștia toți silvici au fost și toți silvici sunt. Deci, ca suprafață, cum stăm? Mai bine? Acum, față spus, de... În cazul județului, era suprafață, în mod cert, a crescut. A crescut. Da. Asta pentru că faceți acțiune în pădurile? Nu am să vă spun și de ce. Au fost o serie de... După naționalizarea pădurilor, a fost creată o parte din păduri. Deci ceea ce era considerat ca păduri, tot ce a fost preluat la nivelul după anul 48 și perioada primelor amenajamente a fost sub administrație silvică, e pădure, a rămas pădure și în evidență de pădure. Au fost, în schimb, o serie de trupuri mici. De exemplu, în zona asta mai puțin de silvostepă, începând de la Pecica, Arad, în sus, pe Criș, erau foarte puține păduri. Dar am găsit scrisul material în care, pentru a asigura posibilitatea de adăpost animalilor mari și tranziția lor dintre zona de dealuri, munte, în zona asta, erau așa numite remize. Erau peste 150 de astfel de truculețe, între 1 și 3 hectare în zona de câmpie. Ei, acele truculețe de pădure nu au fost preluate de administrația silvică și au fost pe la diferite colective, ASE-uri, mai mult sau mai puțin la nimănui. Din păcate, astea au cam dispărut. Au mai rămas pe zonă niște zone, de exemplu, ne avem un trup la Udviniș de pădure, care a fost și un fel de parcuri de vânătoare. Așa a rămas la Macea, tot așa era, dar foarte puține, din păcate, multe au dispărut. Ce fauna adăpostește pădurea Arabului? În general, vorbim de căprior, de mistreți, iepuri. Să știți că în ultima perioadă, ceea ce nu era specific zonei Aradului, în ultima perioadă, într-adevăr, aproape în fiecare an am avut sesizat prezența ursului. Motiv, putem să dăm cu presupusa. Asta e bine sau e rău? Nu știu să vă spun neapărat de ce, fiindcă ar fi o părere. În sensul că, într-adevăr, sub formă din pasager, după perioada de hibernare, mai era consemnat că au trecut urși și se pare că în ultima perioadă nu e numai formă de trecere, ci chiar există în zona asta. Acum, multă lume zice, da, e rău, fiindcă nu au ce mânca, li s-o tăia pădurile și ziceau plecat din arealul lor. Nu aș da dreptate până când motivul s-a făcut. O părere contează prea puțin, contează un studiu care să dovedească și în baza căreia se poate orice concluzie fundamentală. Cam atât despre pădurile județului Arad. Să ne cufundăm pentru o clipă în amintiri, dar să ne asigurăm că le dăm copiilor noștri șansa să se bucure de ceea ce noi am trăit cândva în inima pădurilor noastre. Cu bine!
Trecut